Bună seara, doamnă și domnilor, bun regăsit, sunt Mihaela Ciorbaru și așa cum v-am promis încă de ieri seară, vom aborda în ediția aceasta un subiect pe care mulți dintre noi îl ascund, deși sunt părtași sau chiar victime. Vom discuta despre violența în familie, asta în contextul în care bătrânii noștri spuneau că bătaia este ruptă din rai, dar stau și mă întreb atunci violența de unde vine. Vom discuta despre mecanismele prin care apare violența, dat fiind faptul că citeam astăzi o statistică relativ recentă în care se spunea așa: unul din patru femei din România au fost agresate fizic sau sexual de partenerul de viață cel puțin o dată pe an, iar numărul victimelor crește, bineînțeles, anual. 7 din 10 asemenea cazuri însă nu sunt cunoscute, nu sunt raportate, ceea ce presupune o mult mai mare atenție atât a legiuitorilor, pentru că legislația din ziua de astăzi nu este tocmai complet, aș spune eu, în acest domeniu, dar și o grijă a autorităților, pentru că același studiu relata faptul că la nivelul țării există foarte multe localități importante, reședințe de județ, în care nu există, printre care și Constanța, în care nu vom găsi un adăpost public sau privat pentru victimele violenței în familie. Despre toate aceste aspecte vom discuta împreună cu Nușa Bugeac, psiholog, care îi spun bună seara și mă bucur că ați acceptat invitația mea. Mulțumesc de invitație. Doamna Bugeac, haideți să încercăm să le explicăm oamenilor că această violență în familie, în primul și în primul rând, are mai multe manifestări. Noi când auzim violență în familie, ne gândim strict la lovituri. Dar exact. Din discuția cu dumneavoastră am înțeles și știam de altfel parte din ele, există și alte manifestări acestei violențe în familie. Violența în familie înseamnă mult mai mult decât o lovitură fizică. Există forme de violență mult mai perverse, ca să zic așa, mult mai subtile, și aici mă refer la violența psihologică, în care copilul este copilul. Partenerul, copilul, celălalt, să zicem, da, cealaltă persoană este devalorizată, este nerespectată, este umilită, este supusă unor cuvinte și unor atitudini de-a dreptul jignitoare și umilitoare. E vorba de respectul uman. Eu aș vrea, că, mă rog, mi-ai dat o minge la fileu, aș vrea să vorbesc cu două secunde despre această bătaie care este ruptă din rai. Da, bătaia este ruptă din rai într-un anumit context. În contextul în care acea corecție, ca să zic așa, este minimală și este făcută de o persoană perfect calmă. Deci, în condițiile în care persoana care aplică corecția fizică, să zic așa, dă, să zicem, o palmă, dar în condiția în care persoana este foarte, foarte calmă și foarte echilibrată în momentul în care lovește și o face cu scopul ca acea persoană, ca celălalt, copilul sau partenerul sau celălalt, are nevoie să fie scos din acea stare în care este, atunci bătaia este ruptă din rai. Este chiar o tehnică de a scoate din crizele de epilepsie și din crizele de isterie, uneori, persoanele care sunt în criză, ca să zic așa. Da, deci atunci când eu o fac liniștită, relaxată, conștientă că îi fac un bine celuilalt, să-l scot din stare. Bătaia nocivă, care este 99% din cazuri, este cea în care eu îmi descarc furia, îmi descarc nemulțumirea, îmi descarc frustrarea, neputința pe celălalt, atunci, într-adevăr, este extrem de toxică și otrăvitoare pentru celălalt. Da, eu am o vorbă, nu știu cât e de reală, în care, în momentul în care aud despre astfel de situații, știu să spun că când neuronul nu te mai ajută și nu mai poți să mai convingi pe cel de lângă tine că ai dreptate, apelezi la forță fizică. Da, de regulă, în astfel de cazuri, deci persoanele aș vrea să înțelegem puțin psihologia, structura de personalitate sau de caracter a persoanelor care sunt violente. În momentul în care eu nu pot să gestionez o situație, în momentul în care nu am soluții, atunci intervine
neputința, care este extrem de dureroasă. Și este, ca să zic așa, una din rănile psihologice care are și componentă fizică. Deci uneori nu pot să mă ridic sau nu pot, am un picior rupt, am, apare neputința de a mă deplasa, apare neputința de a merge, de a fi independent. E, această neputință naște furie. Și de ce neapărat trebuie să ne manifestăm lovind? Sau este jignind, este sau... o formă pe care am învățat-o social, pentru că am văzut-o. A, deci copiem chiar dacă... Prima formă de învățare a omului este prin imitație. Deci asta înseamnă că orice copil care în familia lui a asistat la un act de violență în familie, indiferent că vorbim de violență verbală sau fizică, la rândul lui va proceda la fel. Nu obligatoriu, există două situații. Adică are două șanse. Ori copiază identic, fără să conștientizeze comportamentul violent al părinților, ori intră exact în opus, ajungând la o toleranță și o acceptabilitate nesănătoasă și dusă dincolo de un extrem corect și de bun simț. Adică acceptă... fel sau altul, oricum efectele sunt negative. Exact. Păcate. Da, 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 da. Bun, haideți să încercăm să le explicăm telespectatorilor noștri care sunt mecanismele prin care apare această violență. Da, deci pentru am... Pentru că ați spus că putem să stăpânim o astfel de situație în momentul în care cunoaștem, în momentul începând în care conștientizăm. Să înțelegem, începând exact. Să înțelegem că căpătăm niște instrumente prin care ne raportăm corect la situația în care suntem. Am venit cu arsenalul după mine. Deci, două persoane. Avem două persoane și avem relația dintre ele. Această persoană are un comportament. Poate fi verbal sau non-verbal. Deci gest sau cuvinte spuse. Acest comportament trezește în această persoană nemulțumirea. Deci, prin ceea ce spune sau face, această persoană se simte lezată, se simte atinsă, se simte nerespectată, umilită, trădată, neputincioasă. Deci, există multe variante. Nu stau acum să le explic. De ce? Care este motivul? Pentru că undeva în trecutul acestei persoane există o traumă. Imaginați-vă că așa cum avem corpul fizic, avem și un corp emoțional. Cândva s-a produs o rană pe acest corp emoțional. În momentul în care această persoană are acest comportament, este ca și cum ar râcâi, ar zgândări acea rană. Ar scoate-o la suprafață. Și atunci persoana care până atunci era cât de cât în regulă, deci ținea sub control suferința aceea pe care n-a vindecat-o, n-a echilibrat-o, n-a făcut absolut nimic cu ea, ea s-a trezit. A ieșit la suprafață. Nu mai este la nivel inconștient. Și a adus o aminte emoțional, mă refer. Și atunci persoana nu mai este în prezentul aici și acum, ci se deplasează, dacă vreți, psihologic, la momentul suferinței. Și doare poate mai rău decât a durut atunci, pentru că astfel de comportamente au fost multe de-a lungul timpului, care au toți gândărit și s-ar putea ca această rană să fie făcut și puroi. Nefiind vindecată, nefiind curățată, pansată, îngrijită, ea deja poate fi suprainfectată. Și atunci doare mai tare, poate să doară mai tare decât a durut inițial. Și atunci această persoană suferă de n-are aer. Imaginați-vă cum ar fi acest comportament de o persoană care n-are nicio rană. Păi că ar trata cu indiferență. Exact. Nu, se gândește, săracul, ce probleme o avea, ce l-o durea de se comporta așa. Dar în momentul în care vine pe o suferință a mea,
automat mi-o trezește și îmi trezește propria mea suferință. E greu de stăpânit astfel de situații și de a te echilibra. Haideți să vedem ce se întâmplă mai departe. Da, n-am spus că e simplu, dar este singura variantă corectă de a face față astfel de situații. În orice relație, orice individ este responsabil de jumătate de relație, de grădina lui, cum se spune. Stai în grădina ta și fă curat. Când apare această durere, datorită a ceea ce este aici, în acel moment, ce facem? Avem tendința firească și naturală de a îndepărta factorul stresor. Disturbant, da. Exact, factorul perturbator, care tu îmi creezi suferință, că tu ai zis ce ai zis sau tu ai făcut ce ai făcut și dau în celălalt. Și evident că nimeni nu-i perfect și are și ăsta pe aici, mai știu eu ce, suferință. Și atunci, ia uite ce schimb de mingi, tip ping-pong, tenis sau cum vreți să spuneți, avem. Ia-ți-o ție, dă-mi o mie, hai, că eu îți mai dau una, îți mai dau și eu una, îți mai dau și eu una. Și așa crește încărcătura de suferință dintre cei doi până când se ajunge la violența din ce în ce mai mare, chiar până la punctul de violență extremă, care este moartea. Pentru că sunt multe cazuri când se generează așa ceva. E, varianta corectă în astfel de situații nu este că, ok, eu îndepărtez acest factor stresor, el nu mai există. Dar peste o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, vine altcineva care are un comportament care mi-atinge din nou suferința mea. Și practic eu n-am făcut nimic. Deci cauza, eu n-am îndepărtat-o. Și ok, l-am distrus pe ăsta. Dar vine celălalt. Mai vine încă unul, încă unul. Deci eu pot la infinit să elimin ceea ce este în afară și să distrug ceea ce îmi provoacă suferința din afara mea. Dar eu voi rămâne și voi, pentru că asta este bagajul meu. Această traumă întâmplată cândva este bagajul meu, cu care eu acolo sunt. Și atunci eu tot timpul îl car după mine, pentru că este în interiorul meu. Și degeaba înlătur ceea ce este în exterior. Soluția în astfel de situații? Soluția în astfel de situații este să mă întorc spre mine, să mă gândesc când am mai trăit așa ceva. Și atunci, în mod sigur, îmi vine... Deci, acel sentiment, nu știu, mă simt trădată, mă simt umilită, mă simt neputincioasă, mă simt nerespectată, mă simt fără valoare, mă simt un nimic. Când am mai trăit acel sentiment? În ce moment din viața mea? Și în mod sigur îmi vine în cap doamna învățătoare, mama, tata, bunica, colegii, colega, iubitul, amantul, cineva. Și acela este un prim strat. Pentru că față de trauma primară, ca să zic așa, originală, s-au tot pus. Pentru că eu, având această suferință, oricine îmi recrează măcar o idee de aceeași context, m-a lovit, mi-a trezit suferința. Și în acel moment, eu n-am ce să fac decât sufăr. Și mai adaug încă un strat de suferință până în momentul în care ajunge atât de puternică încât simt nevoia să distrug orice. Deci nu mai am, ca să zic așa, să folosesc un termen uzitat, uzul rațiunii în acel moment, pentru că nu mai pot să mai fiu lucidă, nu mai pot să fiu prezentă în ceea ce se întâmplă cu mine acum. Pentru că eu m-am dus emoțional în trecut, așa cum am spus puțin mai devreme, și atunci eu sunt acolo în acea suferință care între timp este mai mare, s-a acutizat și mai rău. Și este singura variantă să încep să fac ceva pentru a îndepărta această suferință, pentru a o vindeca, pentru a cicatriza această rană, pentru a o curăța, a o îngriji și așa mai departe. Simplificând ceea ce ne-ați explicat dumneavoastră acum, aș spune că pentru a nu deveni victimele violenței în familie, indiferent de forma ei, ar trebui în primul rând să ne vindecăm noi de ceea ce avem. Exact. Pentru că, bun,
luăm un caz ipotetic. Femeie, bărbat, să zicem, deși sunt și bărbați agresați, dar care nu, mulți nu raportează. Deci, din punctul meu de vedere, cazurile cred că sunt aceeași pondere, nu contează sexul celui care este agresat. Persoana agresată pleacă, se duce, până când nu vindecă suferința de aici, următoarea relație va fi mai mult sau mai puțin similară. După o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, va ajunge în același punct în care a ajuns în relația din care a plecat, în relația abuzivă din care a plecat. Deci soluția nu e neapărat să pleci, ci soluția este soluția, deci în momentul în care este o chestie extremă și se ajunge la violență fizică, de bătaie, de vânătăi, bine, de rupt, asta vreau să spun, că și acum am auzit, apropo de bătaie, am auzit situații în care dacă doar te lovește o dată sau te atras de păr, spune, asta nu e bătaie. Bătaie e atunci când ești binețit, bătaie ești atunci când nu te mai poți ridica de jos, eventual, în mentalul unora. Aici, vedeți, din asta e vorba de respectul pentru ființa umană. Bănuiesc că cei care ajung să lovească nu se respectă nici măcar pe ei, dar rămite pe cei dintre ei. Cei care ajung să lovească sunt într-o mare suferință și într-o mare lipsă de iubire și de respect de sine. Pentru că ei, cum vă spuneam puțin mai devreme, cei care ajung la astfel de manifestări, ei de fapt sunt într-o groaznică, gravă neputință. Deci ei nu știu cum să-și soluționeze altfel acea situație care pentru ei este extrem de dureroasă. Deci asta nu e soluția, clar. Și nu văd decât cum să înlătur pe cel care mi-a făcut rău. Și îl înlătură prin lovire, prin distrugere. Cel care i-a făcut rău în i-a făcut rău de a gândi. Exact, că i-a făcut nevoie să exact, i-a făcut rău printr-o atitudine, prin ceva ce n-a făcut cum a vrut persoana, printr-un gest, printr-un cuvânt, prin că aici comportamentul care mie îmi generează aici agresiunea și trezește suferința, poate fi un gest, poate fi, de exemplu, îți spun că ești proastă. Dacă tu n-ai nicio problemă și accepti că da, sunt momente în care toți suntem de o prostie crasă și că și tu faci tâmpenii ca oricare alt individ de pe lumea asta, atunci te uiți la mine și zici, da, chiar și altceva mai ai spus? Dar în momentul în care tu nu-ți recunoști propria prostie, tu ești deșteptăciunea întruchipată și tu le știi pe toate, tu le faci, tu le desfaci, tu ești cea care e buricul pământului din punctul ăsta de vedere și eu vin și spun că ești proastă, e ca și cum ți-aș fi descoperit un secret care tu îl țineai bine ascuns. Ți-am descoperit scheletul din dulap. Și în momentul respectiv tu zici, oh, asta e pericol, hai să dăm în ea. Și atunci trezesc agresivitatea din tine pentru că tu nu vrei să-mi dau mai departe secretul tău. Cam ăsta e mecanismul, dacă l-ai înțeles și l-am explicat corect. Da. Până acum am găsit două aspecte care cred eu că ar trebui subliniate. Unu, că degeaba înlăturăm persoana agresivă de lângă noi, că oricum nu rezolvăm problema. Înlătur partenerul, vine șeful, vine copilul, vine... Deci am cazuri în care, da, bun, s-a despărțit de tatăl violent și nu știu ce, copilul a ajuns să consume droguri și o bătea pe mamă de o lăsalată. Iar, deci, varianta cu plecatul nu e o soluție care să-ți garanteze că viitorul tău va fi ok? În primul rând, sunt mulți agresori care urmăresc victima și fac tot posibilul să o găsească pe unde o fi, prin adăposturi, prin toate cele. Da, sunt și astfel de situații. Iar da, cum la noi acel ordin de restricție se dă abia după 10 zile de când se face o solicitare pentru ordin de restricție, e suficient timp să... Și de foarte multe ori, și aici sunt studii făcute, multe din victimele care au fost agresate își retrag plângerea, da, se împacă și devin mai violenți. Da, pentru că multe victime trăiesc cu senzația... Asta ne-ai făcut?
m-ai umilit, ai zis că eu sunt așa, las că ți-arăt eu ție și atunci violența crește. Se intensifică. Da, pentru că foarte multe dintre victime, cum voiam să spun, trăiesc cu senzația că o asemenea ieșire poate fi o întâmplare sau datorită, din cauza, pardon, contextului respectiv. Dar din ce am înțeles de la dumneavoastră, din ce ziceam înainte de a intra în direct, astfel de situații clar se repetă. O singură dată, dacă persoana și-a pierdut controlul, rana asta a fost reactivată. Și mai devreme sau mai târziu recidiva apare. Pentru că dacă nu e înlăturat, dacă se face ceva aici, am avut și astfel de cazuri. Da, dumneavoastră spune să înlăturăm rănile pe care le avem noi. Exact. Asta presupune mers la psiholog? La psiholog, la preot, la prieteni care mai știu câte ceva, la bioterapeut. Sunt multe modalități prin care putem lucra pe violența noastră. Credeți că este suficient dacă discuți cu un preot sau cu un prieten care nu are pregătire în domeniu și doar îți expui problema pe care o ai? Un prieten uneori poate fi de folos pentru că ne face să conștientizăm că problema nu este la celălalt, este la noi. Un prieten care are, ca să zic așa, o doză de bun simț, un fel de moromete, needucat. Ceea ce e cam rar în ziua de astăzi, da. Deci o persoană care are un bun simț al traiului cotidian, neapărat, nu e necesar să aibă studii de specialitate, înțelege la un moment dat că problema nu este aici. Problema este nu este la celălalt, problema este la mine. Să mă întorc spre mine. Noi atragem. Deci când avem astfel de suferințe, noi atragem violența. Deci victima și agresorul sunt un cuplu care se caută unii pe alții. E ca și cum spunem noi, căutăm cu lumânarea, căutăm exact, cu lumânarea. Exact, exact. Vorbele din popor nu sunt simple vorbe. A, da, asta clar, de-a lungul timpului s-au confirmat că... Exact. O căutăm cu lumânarea. Am avut caz în care el de obicei venea mai mult sau mai puțin vesel de la întâlnirea cu băieții de după serviciu și a începea. Da, n-ai făcut, n-ai dres, iar ai venit, iar nu știu. Și omul deodată te-i spunea, taci și lasă-mă. Ia. A, cum? Acum să și tac. Și zicea, taci și lasă-mă în pace. Explica civilizat. Până când la... Deci ea netăcând și spunând ce are de spus în continuare, îl aducea în punctul în care omul nu mai putea. Și își manifesta neputința, cum? Străduindu-se să o facă să tacă. Cum îi trecea omului prin cap și cum îi venea? Urla la bătaie. Și ea urla că aparent și din afară, el este agresorul. Dar, de fapt, agresorul întotdeauna este provocat, într-un fel sau altul, mai direct, mai pe față sau undeva în forme mult mai perverse, mai subtile, mai ascunse, ca să zic așa. Deci când vedem pe cineva supărat sau unel, simțim că e neputincios, e mai bine să-l lăsăm în pace. Exact, să-l lăsăm pentru... să ne declarăm, bă, dacă ai nevoie de ceva și pot să-ți fiu de folos cu ceva, sunt aici. Dar fiecare om când este într-o stare de suferință, pentru că o persoană supărată e o persoană care suferă. În acel moment, unii simt nevoia să se îndrepte spre ceilalți, să stea de vorbă sau să explice sau să fie compătimiți, alții simt nevoia să stea cu ei, să nu-i frece nimeni la cap, să-i lase să-și, cum se zice, să stea în durerea lor, să mustească în durerea lor acolo. Și va veni timpul în care ei vor ieși de acolo și vor vrea să facă ceva. Aici îmi amintesc de un context și o situație și aș vrea să discutăm puțin de două mecanisme psihologice. Mecanismul de structura
psihologică de tip feminin și structura psihologică de tip masculin. Nu e obligatoriu să fie în corp de același sex. Și aici mă refer la momentul în care o structură psihologică feminină are o problemă și o structură masculină are o problemă. Structura psihologică feminină simte nevoia să vorbească, să toace acea problemă. Atât. Nu vrea soluții, nu are nevoie de explicații de cum să facă, de ce să facă, pentru ce să facă. Vrea doar să fie ascultat. Doar să expună. Exact. Și în acel moment structura psihologică feminină se descompensează, se descarcă. Și își ordonează singură gândurile și știe ce să facă. Când întâlnești o structură psihologică masculină, care structura psihologică masculină este centrată pe rezolvarea problemei. Deci am o problemă, ce fac să o rezolv? Păi nu știu, fac și imediat creează algoritmul. 1, 2, 3, 4. În momentul respectiv, ce se întâmplă? Structura psihologică masculină, când structura psihologică feminină vine și începe și povestește, stai simplu, faci așa, așa, așa. La care structura psihologică feminină în secunda a doua se isterizează. Nu mă asculți, nu te interesează. Pentru că ea nu are nevoie de soluții. Da, e probabil că vorbim de oamenii pragmatici, cei care caută să rezolve o situație și care nu se lamentează. Poate fi o femeie sau poate fi un bărbat. Da. Da, asta vreau să spun, că să subliniați faptul că această structură psihologică feminină poate să existe și într-un bărbat și invers. Exact. Și hai să vedem acum ce vrea structura psihologică masculină când are o situație problematică. Vrea să fie lăsată în pace să-și rezolve propria problemă. După ce a rezolvat-o, de ce să mai vorbească de ea? N-are sens. E un minim de consum de resurse. Și atunci, când o structură psihologică masculină are o problemă, se închide în sine și nu vrea să fie deranjat. Vine structura psihologică feminină și zice, dar ce ai? Celălalt, nimic. Cum nimic? Că vede că se vede, da. Concentrat, e preocupat, e închis. Nu-i nimic. Nimicul ăsta nu-i nimic. Și atât pune presiune până când celălalt îi zbucnește, pentru că nevoie. Exact. Pune presiune. Că celălalt vrea să fie lăsat în pace, să-și gândească strategia de a rezolva situația. După care, după ce a rezolvat-o, este ca o floricică. E relaxat, se simte bine, nu-l mai deranjează nimic. Deci, interacțiunile acestea, după părerea mea, ar trebui cumva să fie subiect de studiu în anii de școală. Și să fie unul dintre primele subiecte, că degeaba știu să fac adunări scăderi, degeaba știu să citesc corect, dacă nu știu să-mi gestionez propriile probleme, propriile sentimente, propriile emoții și ajung la astfel de situații. Haideți să vedem cum apare din punct de vedere al unui individ partea asta de nemulțumire. Fiecare dintre noi suntem specialiști în scenarii. Toți suferim de scenarită cronică. Mă duc să cumpăr castraveți și îmi imaginez eu că mă duc în piață și găsesc castraveți exact cei frumoși pe care îi vreau, la un preț minunat și așa mai departe. Mă duc în piață, nu găsesc castraveți sau găsesc castraveți la un preț enorm. În momentul respectiv, la mine apare nemulțumire, apare frustrare. Frustrarea generează două tipuri de agresivitate. Agresivitatea activă, în care mă îndrept spre celălalt, da? Mă îndrept spre exterior, spre situație. Bă, da, ăștia n-au castraveți, și atunci îmi vărs acea supărare pe ce prind, nu contează. Deci vine o picătură, cum zice românul care umple paharul, și ăla a picat ca țap ispășitor pentru faptul că n-am găsit castraveți. Sau mă întorc spre mine, partea pasivă de manifestare a nemulțumirii, a frustrării. Păi da, nu sunt destul de mic, nu puteam să vin acum o săptămână. Ce proastă sunt. Și atunci eu dau în mine.
Care dintre cele două variante credeți că e mai sănătoasă? Niciuna. Niciuna? Nu. Sunt la fel de toxice amândouă. Pentru că dacă dau în exterior, primesc din exterior, iar dacă dau în mine, mănânc din mine și îmi fac singură rău, în loc să fac alt. Varianta e să privim lucrurile cu calm și să găsim soluții. Exact. Și să acceptăm situațiile care sunt de acceptat. Deci, mulți dintre noi, din ce am văzut în jur, din educație, de la părinți, de la bunici, de la școală, avem pretenția ca exteriorul, lumea exterioară, să se muleze după noi. Să se așeze și să gestioneze lucrurile în așa fel încât să iasă după propriul nostru scenariu, după voința noastră, după propriul nostru plac, ca să zic așa. Am o veste proastă. Nu se poate. Nu se poate. Așa cum nu se poate nici într-o familie, unde sunt doar doi, dar nici într-o societate. Exact. Clar. Este vorba ca eu să fiu cea care să mă mulez după exterior, după social, după ceea ce este acolo. Pentru că așa vorbim este... de adaptare. Exact, dar aici așa este construit. Apare altă este problemă. Vorba de acceptare. De acceptare că acestea sunt condițiile, acestea sunt situațiile. Nu eu am făcut legile după care e făcută lumea asta, universul ăsta, dar așa funcționează. Și există un principiu în ezoterism, ce este sus este și jos. Deci ce este în economie, este și în psihologie, este și în matematică, este și în fizică. Deci legile sunt universale. Nu le-am făcut eu. Le-a făcut, nu știu, divinitatea, creatorul, Buddha, Moise, putem să spunem orice. Deci nu sunt legi făcute de noi. Dacă noi vrem să schimbăm faptul că acum este noapte și vrem să răsară soarele, nu putem. Nu stă în puterea noastră. Și atunci este cazul ca eu să înțeleg că așa este exteriorul. Acestea sunt legile după care funcționează societatea, lumea, oamenii, și eu să caut să mă adaptez astfel încât să nu-mi generez de una singură frustrare și suferință că lucrurile nu se întâmplă cum vreau eu, adică nu, acum la ora aceasta nu este soare. Eu pot să rămân în suferință și în durere, să mă tăvălesc pe jos de durere că acum nu este soare și că eu vreau să fie soare. Credeți că adesea această violență în familie apare și ca urmare a faptului că am învățat foarte des aceste aspecte. Partenerii dintr-un cuplu încearcă să se schimbe unul pe altul? Da. Da. Avem pretenția și... Deși, tot așa, tot bătrânii spun că într-o familie, practic, avem de-a face cu două jumătăți care, teoretic, ar trebui să se completeze. Și cu toate astea, exact, sunt situații foarte multe, exact, în care ori ea vrea să-l schimbe pe el, ori el pe ea. Exact. Și imediat o să vedeți care este mecanismul. Părerea mea despre... Dați-mi un exemplu. Ceva care se întâmplă într-o familie. Despre educație. Este aceasta. Da? Bun. Părerea acestei persoane din cuplu este aceasta și părerea acestei persoane din cuplu este aceasta. Vi se pare că seamănă cumva cele trei păreri? Niciun. Nu, deloc. Deci aceasta, să zicem, este varianta ideală, sănătoasă și corectă de educație. Da? Persoana de aici vede educația așa, persoana de aici vede educația așa. Bun, lăsăm la o parte idealul. Da? Idealul e frumos, e bun să fie acolo. Persoana aceasta va face tot posibilul să-i bage pe gât acestei persoane acest model. Să-l facă să intre ca acest model, care este al persoanei de aici, să intre cu lingurița în acest model. La rândul ei, persoana de aici, care are și ea voință proprie și personalitate, va face tot ce poate ca să schimbe acest model educațional să semene cu cel de aici. Deci nu e nicio șansă, pentru că fiecare vrea ca celălalt să facă ca el. Soluția întotdeauna este o soluție de a vedea ce au în comun cele două modele și de a merge pe bucățile comune, de a accentua și de a pune atenția și de a
promova ceea ce este comun. Sunt două obiecte, sunt neînsuflețite, sunt din materiale sintetice, deci avem foarte multe caracteristici comune dacă stăm să o luăm la modul real. Da. Reprezintă personaje. Asta înseamnă, asta presupune să ai foarte mult discernământ, să ai foarte mult calm și să sunt vezi lucrurile corect. Sunt nativ și natural. Da. Dar în momentul în care ajungem la violență în familie, e clar că acest mod de a gândi nu este apare. Multă suferință și acea suferință, de fapt, generează violență. Lucruri cu noi înșine. Concluzie. Da. Și acceptarea celui de alături așa cum este. Exact. Fără a încerca să-l șlefuim. Deci, vestea bună este că putem îmbunătăți lucrurile. Vestea proastă este că nu putem schimba pe nimeni. Deci ori acceptăm așa cum este? Tot ce pot schimba este să mă schimb eu. Să-mi schimb eu înțelegerea, să-mi schimb eu raportarea, să-mi schimb eu atitudinea. Asta nu schimb poate eu fi considerat de cel care își schimbă mereu și se adaptează mereu ca o cedare în fața celuilalt? Depinde cum o gândesc. Vedeți, fiecare individ are propriul set de principii, credințe și valori. Acum, foarte important este ce îmi doresc eu de la mine și de la viață. Vreau să am tot timpul dreptate sau vreau să am o viață liniștită și fericită? Dacă vreau să am tot timpul dreptate, atunci îmi voi impune întotdeauna propriul meu punct de vedere și nu voi accepta sub nicio formă un alt punct de vedere și voi veni chiar cu acțiuni violente psihice, acționale, verbale sau fizice, da? Să îmi impun punctul de vedere sau accept că, da, celălalt are un alt punct de vedere și pe chestia asta nu mai discutăm. Deci aici nu avem teritoriu comun, dar putem găsi multe alte aspecte în care să avem puncte de comunicare. Și mai este un aspect. Nu orice individ știe să facă orice. Și atunci, dacă fiecare își recunoaște domeniul de competență, da, știu. Și dacă minimalizează ceea ce face celălalt, că se întâmplă și astfel de situații, exact, când se spune de foarte multe ori conflictele în cuplu, în familie, apar pentru faptul că sunt în competiție. Care e mai deștept? Care știe mai mult? Care face mai mult? Care? Dacă eu recunosc, bun, el știe să facă icrele mai bine decât mine. Face icre. Foarte bine. Competența lui și nu mă bag acolo. Da, eu fac mai bine cartofii prăjiți. Minunat. El știe să facă, să repare mașina, se pricepe la mașini. Acolo e pasiunea lui, știe, îi recunosc competența. Poate și eu știu. Dar ce rost are dacă el știe mai bine decât mine? Eu știu cum să decorez mai bine casa, poate. Sau poate el știe să decorez. Adică e vorba de a ne recunoaște meritele unul altuia și competențele unul altuia, da. Și de ce să nu mai bag pe teritoriul dacă știe mai bine? Cât de simplu pare așa când spuneți dumneavoastră și lucrurile toate de fapt, astea, da, la esență, realitatea, din păcate, sunt sincer, lucrurile sunt foarte simple. Noi le complicăm. Exact. Când le ducem la esență. Și este... deci eu admir foarte mult cultura, una dintre culturile pe care le admir foarte tare este cultura nativ nord-americană, indienii nord-americani. Iar ei merg pe principiu, femeia și bărbatul nu sunt în competiție. Femeia nu poate fără forța fizică a bărbatului, iar bărbatul nu poate. Este mult mai greu fără forța fizică a bărbatului, iar bărbatului este mult mai greu fără forța psihologică, psihică a femeii. De ce? Așa suntem făcuți la nivel de specie. Femeia este mult mai puternică psihic pentru că așa este făcută. Ea trebuie să ducă puiul până la maturitate, indiferent dacă masculul rămâne sau nu în preajmă. Și atunci, psihic, femeia este mult mai puternică. Bărbatul este foarte delicat și foarte sensibil emoțional. Iar fizic,
Bărbatul este cel care are forța, care are puterea fizică, care poate face lucrurile mai dificile, iar femeia este cea mai firavă, mai delicată. Și atunci ei împreună se completează. Femeia susține psihic bărbatul, iar bărbatul vine cu partea fizică și susține femeia. Și atunci există un întreg și o completare. Dar în momentul în care începem să intrăm în competiție, că eu știu, doar eu trebuie să sunt cel care trebuie să dau direcția și trendul și fac legile în familie, nimănui nu-i place să fie pe locul 2. Și atunci, în momentul în care ne recunoaștem domeniile de competență, lucrurile încep să se schimbe. Asta înseamnă foarte multă autocunoaștere. Și în societatea este noastră, nu știu cât soluție stau să să-mi îmbunătățesc să analizeze viața. Deci singura soluție ca mie să-mi fie mai bine în orice tip de relație, și acum nu vorbesc doar în, pentru că există relații violente și, în, și la muncă, există relații violente și între copii la școală, deci violența, da, violența nu este doar în familie. Exact. Acum extrapolez puțin subiectul. În momentul respectiv, dacă eu vreau, deci important este ce vreau eu. Vreau să am o viață frumoasă, să-mi placă oamenii, să mă bucur de oameni, să râd, să mă simt bine cu oamenii, sau vreau să-mi impun propria dreptate? Vreau ca eu să fiu justițiarul și lucrurile să se învârtă după cum am eu chef și cum cred eu că trebuie să făcute. Și același lucru este și fenomenul de bullying de la școală și nu numai, și dictatorii sau din diverse companii, din diverse posturi și așa mai departe. Deci nu violența este undeva peste tot, dacă e să o luăm în jurul nostru. Totul este să nu zgândărim lucrurile ca să ele se devină... Și cu cât noi înțelegem... Deci ideea este să ne băgăm pe noi în ședință, cu alte cuvinte. Să stăm foarte onest de vorbă cu noi și să ne întrebăm ce vrem de la viață. Vrem să suferim sau vrem să avem o viață frumoasă? Suferința oricum vine. Ne mor prieteni, ne mor părinți, ne mor copii, ne mor cunoscuți, avem catastrofe, pierdem bani, vine cutremurul, vine inundația. Deci ele oricum vin. Suferința este, face parte din viață. Să generăm noi și mai multă prin atitudinea și prin dorința ca lucrurile să fie doar cum vrem noi. Deci, practic, totul pornește de la această a vrea să se întâmple totul cum vrei tu și în limitele și regulile tale. Exact. Și a impune abuziv de multe ori celorlalți propriile reguli. Un sfat pentru victime și un sfat pentru agresori. Care ar fi din partea dumneavoastră ca specialist? Cum ai putea să devii din agresor un om pașnic, calm și să nu mai repeți? Să înțelegi și să vezi, să cauți în interiorul tău care este sursa violenței tale. Ce te face să vrei să fii violent cu celălalt? Deci, am auzit replici de genul numai cât te ved mă enervez și vine să te lovesc. Deci am auzit și așa ceva. Da, da, pentru că prezența acelei persoane sau ceva din energetica acelei persoane generează suferința. Trezește trauma de aici. Și atunci soluția ar fi să plece de lângă persoana aceea. Exact. Să plece în primă fază și apoi să caute ce trezește acea persoană. Ce tip de sentiment. Că e posibil să trezească, nu știu, abandon. Se simte abandonat, să-și aducă aminte că a fost abandonat cândva. Sau respingere. A fost respins de doamna învățătoare sau de profesoară sau de unul din părinți. Sau că a fost trădat de cel mai bun prieten sau chiar de un părinte. Sau că a fost umilit cândva, de mult. Deci sunt specialiștii consideră că sunt 5 mari nuclee în jurul cărora se strâng, ca să zic așa, suferințele noastre. Abandon, respingere, umilință, trădare, nu mai vine acum.
Deci sunt cinci mari... Dacă stăm să ne gândim bine, dacă le luăm și neputință. Dacă stăm să le luăm pe toate la rând, mai devreme sau mai târziu, toți trecem prin toți avem câte aspecte. Puțin exact. Din fiecare, exact. Dar una este cea mai puternică în viața noastră. Și dacă stăm să ne uităm puțin la viața noastră, vedem că toate prostiile pe care noi le-am făcut în relații, în toate formele de relații, se cam strâng în jurul uneia din aceste cinci suferințe, cinci răni, cum le spunem noi. Una sau maxim două, deci ar mai fi una secundară, că rest așa câte puțin avem din fiecare. Dar este una care este motorul cumva, da, suferinței noastre. Există posibilitatea, sau mai bine zis, ne ajută pe noi, victimă sau agresor, mersul la un psiholog? Poate schimba ceva? Da. Da, categoric da. Pentru că am observat că, deși au început acum de câțiva ani, eu văd că nu se mai e privit așa ca o problemă, cu ghilimele de rigoare, faptul că te duci la un psiholog. Dar încă există această reticență. Da, pentru că nu există cultura meseriei de psiholog. Iar în școli, unele școli au, unele nu au un singur psiholog și nu știu, nu cred că vor face față. Clar, și n-au cum fac să facă față. Da, pentru că înainte, deci haideți să iar în școli, mă scuzați, iar în școli nu se merge decât pe eventuale teste din când în când ca să depisteze pe ceva, dar asta nu ajută. Haideți să în două foarte cuvinte că mai avem 3 minute, da. Da, să vedem cum s-a schimbat societatea. Înainte noi aveam timp să mai vorbim cu prieteni. Aveam timp să ne întâlnim cu prietenii din copilărie, care ne cunoșteau, care vedeau evoluția noastră și așa mai departe. Înainte oamenii erau ceva mai credincioși, mergeau la biserică și atunci rolul preotului era cumva și de psiholog, rolul prietenilor era de psiholog, rolul familiei, familia era mult mai așezată. Dar acum, în condițiile în care muncim 12-16 ore pe zi, nu mai avem timp de noi. Nu mai avem timp să mai interacționăm cu cei care sunt importanți pentru noi. E o mare fervescență... Am multe persoane acum au devenit, aș putea spune, chiar antisociale, în sensul exact, că evită exact, să se mai exact, întâlnească, exact. Au senzația că evoluția obosesc. Internetului chiar duce spre o formă de autism social generalizată. Pare că religiozitatea, credința este foarte în floare, dar de fapt este o falsă credință. Și în momentul respectiv nu mai avem ajutoare, nu mai avem ce să ne scoată din suferința noastră și ce să ne pună niște oglinzi ca să vedem. Pentru că prietenii, preotul, bătrânul satului, înțeleptul satului sau orașului, el de fapt ce făcea? Punea niște oglinzi și tu începeai să vezi cam unde-i buba în problema ta. Da. Da. Și atunci nu mai există oglinzile. Și psihologul funcționează ca un fel de oglindă. Pentru cel care vine. Da, mai ales că e persoana din afară și privește lucrurile obiectiv, nu e implicat. Exact. Nu este în emoție și exact. Atunci vede la rece situația. Ceea ce tu ți se pare într-un fel, psihologul putea să vadă exact opusul. Exact, se întâmplă situații de din clienții mei zic, bă, dar nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Da, pentru că ești implicat și vezi alte lucrurile. Exact. Da. Vă mulțumesc mult pentru participare. Sper să vă mai agitați în emisiune să mai discutăm și despre alte teme care sunt de actualitate și pe care noi le ignorăm, deși, așa cum spuneam, vedem, auzim destule situații, dar lașitatea românului, din păcate, e părerea mea, a început să crească. Nu este românul. Nu ne mai este implicăm. Individul. Nu mai luăm atitudine. Nu mai... Când e multă suferință, nu mai poți să faci față. Ca să nu mai spun că am mai văzut și specimene care s-au ajuns să se bucure de rău altuia, da? Asta e, asta suntem. Trebuie să trecem peste toate. Da. Mulțumesc mult încă o dată. Vă repet, sper să vă mai invitați în emisiune. Încheiem aici ediția în această seară și cu ocazia asta seria emisiunilor Radiografia Zilei din această săptămână. Veți avea voie studiata sâmbătă, începând cu ora 14, să vedeți o retrospectivă a emisiunilor din această săptămână, iar noi ne vom revedea în direct luni seara. Până atunci vă doresc tuturor un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Încercați să vă relatați, să vă spuneți ce probleme aveți, cum aveți, să vă acordați mai mult timp dumneavoastră, ca persoană, și să fiți cât se poate de obiectiv atunci când vă faceți propria radiografie. Așa veți putea trece peste obstacole, așa veți putea gestiona mult mai bine diverse situații și, de ce nu, puteți evita situații de violență în familie sub diversele forme în care se manifestă. La revedere, ne revedem luni!